Deși marele eveniment este axat în mare parte pe simpozioane, workshop-uri și expoziții tehnice medicale, prin intermediul congresului se mai urmărește și promovarea a tot ceea ce are de oferit România și Timișoara, în mod special, din punct de vedere cultural. În acest sens, deschiderea oficială a evenimentului a avut loc cu o seară în urmă la Opera Română din Timișoara. În ceea ce mă privește, îmi doresc ca această reuniune științifică, de o asemenea învergură, să fie o reușită. Când spun acest lucru, mă gândesc la marea diversitate și deosebita importanță a temelor abordate în lucrările ce vor fi prezentate. Mai mult decât atât, pe durata de desfășurare a congresului, pe lângă activitățile științifice, vor avea loc și manifestări care vor ajuta la promovarea orașului Timișoara din punct de vedere cultural, prin activități precum vizite la muzeele din oraș, prezentarea operei de stat, dar și a centrului orașului. A început congresul la 14:30. Sigur că oaspeții au venit pe rând, au venit și luni, au venit și aseară. Astăzi toată lumea este prezentă. Participarea extrem de selectă din 22 de țări. Președintele pe Europa, secretarul general pe Glob și foarte mulți profesori de mare renume și lideri de opinie. Au mers excelent lucrările și din punct de vedere organizatoriu și al conținutului științific. În seara aceasta este festivitatea de ceremonie de deschidere, un mic spectacol oferit de Opera de Stat Română, după aceea cocktailul de bun venit. În cele din urmă, șirul de evenimente vor rezoluționa pe data de 21 octombrie prin semnarea unui acord de colaborare între Clinica 2 de Ortopedie Traumatologie din cadrul Spitalului Județean din Timișoara și Centrul Științific Rus de Traumatologie Reconstructivă și Ortopedie G.A. Ilizarov din Curgon.